Dragi prieteni eșeni, bine v-am găsit! Sunt foarte fericită că în sfârșit a sosit această zi când puteți să pășiți din nou în minunata sala Operei Române din Iași. Este un teatru minunat pe care eu personal l-am iubit din totdeauna. A fost dragoste la prima vedere. Vă rog să-l prețuiți și să-l iubiți de acum încolo în permanență, pentru că așa un templu al muzicii rar se întâlnește în lume. Un teatru frate, să spunem așa, este cel din Zürich, unde am fost adoptată acum 20 de ani, dar Teatrul Național din Iași, mai precis Opera Română din Iași, mi-a rămas în suflet. Ea mi-a pus baza carierei, este opera în care m-am format, pentru că se știe foarte bine că o bază sănătoasă este un lucru foarte important pentru cariera unui artist. Să fiți alături de acești artiști împătimiți ai scenei, care în fiecare spectacol dau foarte mult din sufletul lor. Și împreună cu decorurile de pe scenă, arhitectura teatrului vă înfrumusețează viața. Puteți să plecați acasă mult mai fericiți decât atunci când ați pășit în teatru înaintea unui spectacol. Vă doresc din inimă multă sănătate și să veniți cât mai des la Opera Română din Iași, căreia îi spun la mulți ani.